Tu, Doamne, pe noi copiii Tăi, căci toți suntem nevrednici și toți suntem răi. Te-ai mâniat Tu, Doamne, pe noi copiii Tăi, căci toți suntem nevrednici și toți suntem răi. Ne-ai pus la grea încercare și grele suferinți. Ai despărțit copiii de dragilor părinți. Pentru el și pentru lume întai tăi copii. Grea încercare și grele suferinți. Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii. Ai despărțit copiii de dragilor părinți. Eu mă bucur foarte mult să văd că în zilele noastre mai sunt și copii care își lasă timpul liber, joacă calculatorul, televizorul și s-au gândit să vină într-un astfel de centru să le aducă puțină bucurie acestor bunici
a căror familii, din păcate, sunt fie plecați, fie prea ocupați cu activitatea lor de zi cu zi ca să-i mai asculte. Voi sunteți o generație care, prin cu răbdare și cu înțelepciune, trebuie să creați o altfel de societate. O societate mai bună, mai primitoare, în care să nu lăsați pe cei slabi la o parte. Și ascultându-le povestea de viață a fiecăruia dintre vârstnicii de aici, puteți să trageți învățăminte care să vă ajute să vă creați un viitor mai bun. Prin ceea ce ați făcut voi astăzi aici, a fost mult mai important pentru ei decât orice medicament, decât orice asistență medicală, pentru că abandonarea este boala cea mai gravă cu care se confruntă. Părinte, mă adresez dumneavoastră cu mulțumiri, cu sincere mulțumiri, în numele rezidenților din centrul nostru. Consider că a fost o acțiune foarte reușită, sunt încă impresionată, nu numai de atitudinea și de atmosfera pe care ați creat-o, atitudinea copiilor și atmosfera creată, ci faptul că v-ați implicat într-un astfel de proiect și, într-adevăr, am simțit mâinile întinse spre noi și ne bucurăm că există astfel de inițiative și care, într-adevăr, se finalizează în felul acesta. Am văzut că și rezidenții noștri au fost impresionați, într-adevăr, până la lacrimi. Faptul că se lucrează cu tinerii este un lucru deosebit și foarte necesar, mai ales în societatea românească. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim să aveți sărbători liniștite și să ne vizitați și cu ocazia oricăror alte evenimente, și dacă nu aveți un proiect, sunteți oricând bineveniți la noi, vă așteptăm cu inima deschisă și vă mulțumim din tot sufletul. La început de primăvară am dorit să ne alăturăm dumneavoastră împreună cu acești minunați copii, care sunt de o sensibilitate aparte și care cu drag au vrut să vină să vă ofere cu drag din sufletele lor. Ei au pregătit și mărțișoarele și au venit atât de încântați să facă un lucru ușor din mânuțele lor. Am câteva rânduri scrise de părintele Arsenie Boca, care spunea cândva: să ne îmbogățim în Dumnezeu, cugetându-L, iubindu-L, împărtășindu-ne cu El, silindu-ne a gândi și a iubi ca El în toate împrejurările vieții. Iată adevărata bogăție care nu se va lua nicicând de la noi. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată. Părinții mei, Ioan și Ana, și-au dorit mult. Mama mea a fost din județul Alba, o credincioasă deosebită, zic eu, care și-a dorit foarte mult. De la ea am învățat religie, pentru că pe vremuri n-aveam de unde. Ea ne-a adus acatistierul, care nici nu știam de un acatistier în casă. Ea, cel puțin, nu știu, femeia asta, niciodată n-am auzit-o să fi certat cu cineva. Era omul împăcării și omul rugăciunii. Tante Maria a spus un lucru foarte esențial. De la mama mea am învățat religia, credința. Și mama, preotul din parohie, au fost stâlpii, cei care au ținut parohia în picioare. Biserica și credința în sufletele fiecărui copil din familie, care la rândul său a crescut mare, a devenit părinte, a învățat pe copiii lui mai departe și uite așa, din generație în generație, biserica și-a făcut datoria prin această conlucrare care există dintre preotul satului și părinții voștri. Ce înseamnă ascultare? Înseamnă a face mâncare, a așeza masa, a face curățenie,
o ascultare este la biserică, se fac candelele, se pregătește biserica pentru Sfânta Liturghie, avem ascultare la atelier de croitorie, cine are darul de la Dumnezeu ca să coase, să brodeze, să... fiecare cu darul lui. Avem o văcuță, avem o micuță care se ocupă de o văcuță, o mulge, așa, la grat, acolo. Astea sunt ascultările.